Bună ziua, pe mine mă cheamă Ilie Maria Alesia. Sunt la școala numărul 25 Galați și sunt în clasa 4-a B. Astăzi vreau să vă prezint o carte pe nume Matilda, scrisă de Ronald Dahl. Această carte este pentru oricine, până și pentru părinți și pentru copii. Toată lumea poate citi și părinții pot citi cărți de copii, până și copiii pot citi cărți de adulți. Această carte este potrivită pentru oricine. Pot să vă spun doar că Matilda este o fată foarte isteață, dar că părinții ei cred că este anormală, că își pierde tot timpul citind și citind. Da, dacă îmi spuneți mie părerea, dacă aș fi părintele ei, eu aș încuraja-o să fie cât mai bună și chiar aș fi mândră pentru ea dacă aș fi părintele ei. Dar nici domnișoara Trumbull, directoarea, nu îi place de Matilda. O crede la fel ca părinții ei, că este o pacoste totală. Dar domnișoara Honey, învățătoarea ei, o crede foarte isteață, cum am spus și eu de la început. Și că este perfectă. După Matilda și cu domnișoara Hani se împrietenesc și ajung ca mama ei să fie domnișoara Hani și fica ei să fie Matilda. Este o poveste foarte frumoasă, încă o dată o să spun și de mai multe ori dacă se poate. Și puteți să citiți și voi de la bibliotecă, să împrumutați de la Via Urechea sau celelalte biblioteci din Galați, sau să o comandați de pe net și să o citiți. La revedere!